thank you Pentru astăzi m-am gândit să pregătim împreună o rețetă pe care am văzut-o pe TikTok. Se pare că tot mai multă lume încearcă rețete de pe TikTok și am zis să-i dau și eu acestea o șansă și, după cum bine vedeți, avem nevoie în primul rând de brocoli. Am o căpățină din aceasta de brocoli proaspăt pe care o tai în buchețele, pe care, bineînțeles, Eric, ca de obicei, mă ajută pentru că altfel nu, nu se poate să, să gătesc fără un pic de ajutor, uh, numai, nu știu, nu cred că m-aș descurca, dar haideți să revenim la rețetă. Uh, îmi tai buchețelele de brocoli în dimensiunea pe care o consider eu necesară, apoi urmează să le spăl puțin, pentru că este necesar, iar... Uh, Următorul pas este să punem o tigaie la încins, adăugăm o lingură de ulei de măsline, am ales eu, dar dacă nu vă place uleiul de măsline, cred că puteți folosi și alt ulei. Uh, încerc să distribui uleiul pe toată suprafața tigăii, adaug uh, buchețelele de brocoli în tigaie uh, și le las la uh, sotat, la prăjit un pic, ca să zic așa, cu puțină sare în acest ulei de măsline pentru câteva minute, încerc să, să, le întorc cu oarecum uniform, să se rumenească uniform pe, pe, fiecare parte, atât cât este, cât este posibil. În acest moment nu am adăugat decât, decât sare ca și condiment. Urmează, după ce se rumenesc un pic buchețelele de brocoli, să adăugăm o jumătate de cană de apă. Iar în acest moment, dacă vreți, puteți folosi usturoi proaspăt, eu am optat pentru praf de usturoi și acopăr cu capacul pentru aproximativ 5-6 minute. După 5 minute, aproximativ, când toată apa s-a evaporat, cam așa arată brocoli gătit, ca să spun așa, este și, și puțin rumenit, este în continuare crocant, arată încă destul de verde și de, de proaspăt, iar în acest pas adăugăm uh, puțină brânză feta pe deasupra. Uh, eu am optat să, pur și simplu să o sforăm în, în, mână, nu, dar dacă vreți și vă deranjează așa, puteți folosi, de ce nu, o răzătoare și atunci puteți să, uh, să radeți puțină, puțină brânză feta peste, dar mi s-a părut că arată mai mai frumos așa cu uh, bulgăraș de de brânză pe pe deasupra, ca să zic așa. Uh, mai lăsăm doar, nu știu, 20 de secunde pe foc, uh, amestecăm puțin cât să să distribuie brânzica printre buchețelele de brocoli și să o și încălzim puțin, așa ca să încercăm să o topim, să arate cât mai aspectuos și să prindă gustul acela ușor sărat și aroma de brânză toate buchețelele de brocoli. Iar după, hai să zicem, 30 de secunde, totul este gata. Și aveți o masă delicioasă sau o garnitură pentru o fripturică. Cam așa arată și în farfurie. Eu am optat să presar și niște parmezan ras pe deasupra. Sper că v-a plăcut această rețetă. Nu uitați să vă abonați. Eu vă pup și ne vedem cu drag în filmulețul următor. Pupici! Pa!